Din Emiratele Arabe Unite, mai exact din Dubai, vi-l prezentăm pe Victor Mateuță. Victor a absolvit medicina veterinară la Universitatea din Timișoara în anul 2014, a participat la numeroase programe de pregătire la Budapesta și Viena, iar în prezent lucrează la Dubai Falcon Center în Emiratele Arabe Unite, unde are grilă de șoim care sunt folosiți pentru vânătoare și diferite competiții de profil. Este de 3 ani în Emirate și înainte de a ajunge în Dubai, a lucrat și în Abu Dhabi, unde a avut în grijă colecția privată de animale exotice aparținând unui șeic. Vă invităm să-l cunoaștem mai bine pe Victor cu ajutorul colegei noastre, Cornelia Crainic. Bună ziua! Astăzi din Dubai vi-l prezentăm pe Victor Mateuță, doctor veterinar de la Dubai Falcon Center. După cum vedeți, are deja ceva foarte interesant, un șoim foarte, foarte frumos. Și am dorit să vă facem cunoscute unele din meseriele și unele din personalitățile noastre marcante din Dubai, care se ocupă de tot felul de activități cât se poate de interesante și de deosebite pentru, și pentru noi ca români acasă și pentru ceilalți din comunitatea românească internațională. Așa că îi dau cuvântul lui Victor Mateuță, care o să ne prezinte câteva date interesante despre el și despre cum a ajuns aici în Dubai, la Dubai Falcon Center. Mulțumesc, Cornelia! Bine a spus, Cornelia, mă numesc Victor Mateuță, sunt român din Gorj, pasionat de mic, extrem de pasionat de animale, iar visul meu a fost de mic să ajung să lucrez cu șoimi când se poate de aproape. Nu mi-am imaginat niciodată că se poate să ajungi să fii veterinar specializat pe șoimi, dar prin multă muncă, prin multe sacrificii și internship-uri făcute în Europa, am ajuns să intru în legătură cu diferiți oameni importanți din Orientul Mijlociu, pentru că aici se consideră patria șoimăritului, întrucât tradiția lor este foarte vastă, iar numărul de șoimari din Emirate sunt în continuă creștere datorită competițiilor ce le organizează în fiecare iarnă aici. Suntem în fața premiilor, trofeelor obținute în sezonul trecut în competițiile cu șoimi. Acestea se desfășoară în cursul iernii, din decembrie până în februarie, atât în Abu Dhabi cât și în Dubai. Iar pot să spun mândru că echipa noastră s-a descurcat extrem, extrem de bine. Avem o echipă de profesioniști, începând de la antrenori până la cei care coordonează toată echipa, până la mine, care mă ocup de sănătatea lor. Iar satisfacția a fost nemaipomenită atunci când la fiecare competiție, cel puțin locul 2, dacă nu am reușit locul 1, l-am obținut. Trofeele ce le vedeți expuse sunt rodul muncii timp de 4 luni de zile în avans, în fiecare zi de trezit la 5 dimineața și antrenat foarte puternic în deșert. Pe lângă pasiunea pentru șoimi, șeful meu are și o mare pasiune pentru cai. Are o fermă în Australia, unde se pare că se descurcă extrem de bine. Am ajuns în Orientul Mijlociu acum 7 ani, atunci când cu încă un șoimar din România am venit să reprezentăm șoimăritul din România la nivel internațional, întrucât a fost un festival ce se organizează aici la fiecare 4 ani, iar doi reprezentanți din fiecare țară vin de fiecare dată să ne reprezinte țara. Am creat prietenii în mai toată lumea cu oameni pasionați de același sport, iar ținând legătura, intrând la medicină veterinară și urmându-mi visul, așa am ajuns să cunosc emiratezii ce practică șoimăritul, iar prin ei am înțeles că aici în Dubai poți să devii medic veterinar specializat chiar pe șoim, exclusiv. Iar asta m-a făcut să visez foarte mult, așa că am mers pentru internship-uri în Viena, în Ungaria, să am deja o pregătire înainte să vin. Și m-au primit cu brațele deschise. Acum 3 ani am început în Abu Dhabi, am lucrat un an
sub o colecție privată a unui sheik, unde am reușit să învăț despre șoimi în special, dar și despre animale exotice, ce le țin pui de leu, de tigri, antilope și așa mai departe. Iar de 2 ani mi s-a oferit un full job ca și medic veterinar exclusiv pentru colecția aceasta de șoimi, ce prezintă una dintre cele mai tari echipe de șoimi de competiție din Emirate. Și sunt foarte mândru să îi susțin în menținerea lor sănătoși. Spune-ne câte ceva și despre festivalul de șoimărit care a avut loc în iarnă. Și am înțeles că ai fost unul din câștigătorii festivalului. Deci la fiecare 4 ani se organizează Festivalul Internațional de Șoimărit. Iar normal din fiecare țară trebuie să vină 2-3 reprezentanți pe cât posibil. Iar anul acesta din România nu au reușit să trimită, întrucât au cerut să fie până în 25 de ani. Și nu a venit nimeni cu absolut nimic, pentru că nu avem șoi mari așa tineri și dedicați încă. Și acum urmează să apară și în România. Și m-au anunțat cu foarte scurt timp înainte, așa că am reușit totuși să contactez persoane de aici din Dubai, persoane care au haine tradiționale și în special doctora Aisha, care are 2 copii mici și au fost foarte, foarte entuziasmați să vină în port popular și să arate că și noi avem în România șoimărit și ne putem mândri cu acest lucru. Nefiind original din Emirate, acești șoimi vin din nordul Rusiei, din nordul Canadei, sunt foarte predispuși la infecții fungice în saci aerieni. Iar datoria mea este să mă asigur că nu au. Prin endoscopie reușesc să văd în tot corpul lor ce se întâmplă la cea mai mică schimbare în comportamentul lor. Cum îi recunoaștem? După numărul de matriculare. Fiecare are pașaportul lui și toate actele necesare. Iar în timpul antrenamentului avem semnale specifice fiecăruia. De obicei, antrenorii sunt pakistanezi, cei care îi cheamă și folosesc anumite sunete distincte în care condiționează să vină la ei. Iar cei care eliberează e de obicei șeicul sau localnicul care deține șoimii. Ei monitorizează îndeaproape. Da, interesant. Iar numele le primesc în cazul în care se descurcă foarte bine, pentru că atunci când sunt 80 de șoimi e cam greu să pui nume la toți. Așa că de obicei cei care sunt foarte buni primesc nume, de exemplu, scânteie, foc, beton, tradus în arabă, bineînțeles. Da, interesant, foarte interesant. În ultimii ani, majoritatea localnicilor se specializează pe șoimii de competiție, iar preferințele acum se axează pe șoimii care deja au arătat că pot să producă rezultate extrem de bune. Iar șoimii normal nu se produc aici în Emirate. Ei sunt importați din centre de înmulțire din Europa și din America în special. Puii vin de obicei la sfârșitul lui august, se importă. Iar în funcție de fondurile fiecărui sheik, fiecărui localnic, ei își aleg pe cele mai bune păsări. Ei se uită după conformație corporală, cât mai mari, cât mai robuști. Și în funcție de asta se calculează și prețul, care poate să ducă la câteva zeci de mii de euro, în funcție de caracteristici. Iar depinde de linia din care șoimul a fost produs, prețul poate să urce și mai mult. Am fost foarte, foarte surprins din primele luni de când am început să locuiesc aici, întrucât persoanele se comportă cu tine într-un mod aparte atunci când vii din Europa. Chiar dacă ești din România, chiar dacă ești din Anglia, ești mult mai răsfățat, ai prioritate în foarte multe locuri și ți se oferă tot confortul. Ca și profesionist aici în Dubai, atunci când lucrezi într-o companie, ei ți oferă absolut tot de ce ai nevoie. Îți oferă casă, îți oferă mașină, îți oferă mâncare, internet, absolut de tot ce ai nevoie. Foarte interesant. Îți mulțumim tare mult pentru acest interviu și sper ca toți românii din diaspora să
privească cu încântare, pe lângă protagonistul principal, foarte frumos, foarte alb, mi-e și teamă pentru că e un pic nervos, așa puțin agitat. Și mai ales îi mulțumim lui Victor pentru timpul acordat acestui interviu și pentru că ne-a fost o gazdă extrem de primitoare. Mulțumim și dorim mult succes. Plăcerea în continuare. Mea. Și invit toți românii să viziteze Dubai. Pot să mă contacteze, să viziteze ferma care tocmai ați văzut-o. Este o colecție privată, dar prietenii sunt bineveniți oricând. Mulțumesc. Thank you.